Uitați, asta e montura. Babă de silicon și pelet. Trage de îndoi. Foarte cald. Ala, am luat-o. Salutare, oameni buni! Bine ați venit la o nouă partidă de pescuit. Suntem la o oră de Madrid, în Manzanares el Real. Și dăm la știucă și la crap. Mihai e pe partea cealaltă acolo. Eu tu cum faci? N-am avut timp să filmez, că s-a agățat la a doua aruncătură. Are tot cârligul băgat în gură, pe toate părțile l-a agățat. N-am cum să-l scot decât cu patentul. Mă mușcă scut paștilii mătii. Ți-a agățat ăla? Da. Nu mi-e de drumul, madre mie, dacă-ți prinde degetele astea, cât e de mică. E prea mică, mă, nu știu cum vine asta. L-ai luat? Acum ies. Stai să ies de aici, unde sunt băgată. Nu, ăla e acolo. Hai, mă. Nu înțeleg. Nu înțeleg ce se întâmplă. S-a liniștit apa iarăși, prea, prea liniștită. În sfârșit, astăzi am putut și noi să ieșim din casă, că era mai răcoare. A fost ieri, de fapt, răcoare, da. Iar n-am putut să venim. Dimineața e super bună, dar foarte liniștită apa. Însă liniștește așa, știu că nu prea trage. În câte am observat eu. Dă sări sare ca nebunul. Dar să vedem dacă îl și prindem. Am pierdut deja 3, Mihai al meu. Nu știu ce se întâmplă cu acele sau... Apucă să-l aducă un pic către mal. Și... Să... Desfaci în cârlic. Nu e normal. Azi cât au zis că e 36? Nu o să putem să stăm prea mult, că
Imediat se face 36 de grade. În chestiune de minute încălzește. Foarte cald. Ala, am luat-o. Am luat ceva. Nu pot să cred. Am schimbat locul. Am luat-o, da. Uite-o. Sper că nu e aceeași. Mihai! Mă descurc fără Mihai, că e în celălalt capăt al bălții. Vai, ce-ai mușcat-o! Vai, ce-ai mușcat-o! Țin-o. Nu țin? Ia uite! Bun, deci dacă am schimbat locul, m-am dus unde... N-am fost până acum și n-am făcut gălăgie. Imediat am luat-o. Hai să vedem dacă mai prindem una. Acolo am făcut prea multă gălăgie, am intrat în apă, am bălăcit, am aruncat nadă pentru Mihai, am făcut prea multă gălăgie, dispăru știuca. M-am venit aici, cum a luat-o? Extraordinar, nu pot să cred. Ființele astea sunt inteligente, nu sunt proaste. De câteva ori și ne mutăm atunci. Acolo a sărit una, Adinea vrea sări ceva. O mărliță. I-a tras alea jos. Nu știu dacă se vede. Vin? Nu mă mai emoționez că a scăpat trei astăzi. L-ai luat? Al patrulea care scapă. Nu se poate așa ceva. Nu știu ce s-a întâmplat. Al patrulea care scapă. Să schimbăm acele. Caperlanul de la... Nu știa, zice că nu e bun. Să luăm ceva pe net sau să ne ducem la o tiendă. La un magazin. Să ne luăm știa ce ca lume. Este? Du-te, mă! Al șaselea, pe care îl scapă. Cum să scapi șase crapi, nu știu. Dau un bâlbăială, dau un bâlbăială. Arunc cârligele în apă. Cârligele sau lansetele? Cârligele. O să-mi iau altele. Ai mai prins cu cârligele astea, nu e... nu? Nu mult. De când le ai, de atunci scapi într-una?
În ultima vreme ai tot scăpat. Azi scap într-un. Nu, dar și altă dată mi-a scăpat. Da. Vreau să le schimb pe altceva, nu știu ce. Am schimbat firul înainte, când mi-a rupt firul, că erau legate de ei. Ei, acum pleacă sigur. Îmi zici încotro să o iau, că nu știu unde e peștele. Nu-l văd. Hai, am la fir. Am la fir. Nu vrea să vină? Hai, hai să ridic. Hai, lasă ăla mai în jos. Nu e foarte mare, e? Mamă, ce s-a speriat. Speriat. Stai, gata. Te-ai udat la picioare. Acum, m-am băgat în apă, mi-a furat. Da? Fără lanseta. Te-a luat lanseta? Da. Mi s-a părut mie că am auzit acolo de departe ceva, da. Altul, da. Și l-ai scăpat. Am schizofrenie cu ăștia azi. Nu știu ce să zic. Tu știi că tu ești pescar. Nu, ăsta... Mi se pare foarte ciudat că îi scapi atâția, tu... Mă vezi, scapi unul, doi. Și prinzi alți doi sau... Ăsta s-a înțepat mine. Da, că ți-ai scăpat tu astăzi, nu cred că ai scăpat vreodată. Încât îmi aduc eu aminte. Bă, ce mi-ați făcut voi astăzi mie? Hă? Ce mi-ați făcut azi mie? A tras. Ia să vedem dacă... Ai mai de o dată. Putea să lovească de firă. Ia zi, cu ce dai? Cu ce dai astăzi? Cu boili și cu boabe de porumb. Și ăsta în care tocmai mi-a tras o ciupiritură și care l-am prins pe ultimul, e un boili și în capăt o boabă de porumb de silicon. Și ai tot. Merge bine, dă în ele. Ăsta boabe de porumb normal, bonduel am avut, dar ducea mi-a luat crăcanele, să ducea pe apă. Și l-a scăpat, nu știu, că nu era aici. Bine. Nu s-a înțepat bine. Da, mi-a luat râși tot și m-a trebuit să mă bag în apă până la genunchi. Mai sus, până aici m-am udat. Te-ai băgat pe lansetă? Lanseta, dă-l dracu de pește, că-l prind eu. Îmi fură Shimano. Îi dau eu lui Shimano, filete îl fac. Și pe măsa și pe taxu. O să schimb cârlegele, că mai am un pic și dăm în schizofrenel. Amândoi? Eu vorbeam singur pe aici pe mal. Vorbeam singur. Uitați, asta e montura. Babă de silicon și pelet. Trage de doi, dai scap unul după altul. Voi ați mai văzut? Nu trebuie să schimb eu cârligele? Dar acum n-am altele. Nici nu mai vorbești de nervos ce ești, nu? Nu, mai încep să fac cum face clopoțel. N-am ce să mai zic. Două mărlițe și un crap doar astăzi, deși am avut multe trăsături la crap.
Se pare că avem o problemă cu cârligele astea pe care le folosește Mihai, că am scăpat o mulțime de pești. Ne vedem în următorul video.